Să binecuvântăm și echipa de laudă, Domnul să-i binecuvânteze, să le dea sănătate, să vă țină Domnul tari, să înălțați laude până vi salbește părul în cap și ajungeți în veșnicie. Să nu lăsați cântecul Domnului jos, amin? Lăudați să fie Domnul. Wow, stăteam să mă gândesc câte momente frumoase am petrecut aici în Biserica Betania alături de Tibi, de fratele Teodor și... Mă gândeam, făceam o socoteală rapidă și vorbeam zile trecute cu băieții de la Vitamina C când a venit prima oară aici. Și era anul 2002. Nu știu, nu mai țin minte, cred că aveam păr atunci. Dar pe mulți dintre voi mi-aduc aminte, unii dintre voi erați mai micuți, alții ați mai încărunțit puțin, eu vedeți, am rămas pleșuv, cum se spune. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a conectat în urmă cu anul viitor, facem 20 de ani. 20 de ani de prietenie, 20 de ani de colaborare, 20 de ani de părtășie, 20 de ani în care am mers oarecum umăr la umăr așa în călătoria asta creștină care Dumnezeu ne-a dat-o pe pământ. Și ce fain e să ai o comunitate lângă care să mergi și prieteni și frați lângă care să mergi. Amin? Lăudați să fie Domnul. E mult de atunci. În vremurile... scuze. În vremurile în care suntem, cei mai mulți oameni se întreabă: nu sunt eu. Cei mai mulți oameni se întreabă ce să fac. Și stăteam să mă gândesc oarecare ar fi un mesaj potrivit și mă gândeam și mă rugam și deodată așa Duhul Domnului mi-a vorbit: Sani, înainte să faci, trebuie să fii. Pentru că ce faci curge din ceea ce tu ești. Și cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească astăzi prin cuvântul Lui, pentru că situația noastră este oarecum, cel puțin înainte de pandemie, mi se părea oarecum că biserica luase un nap, așa cum zic americanii, un somn, dar un somn mai prelungit. Parcă era Maievea, biserica Domnului, mergeam, barca pe valuri plutește ușor, nu ne zdruncina nimica, nu ne atingea nimic, când îi chemai pe frați la rugăciune și ceau că n-au timp, că au un business de făcut, când erau, totul era de minune, cum se zice. Și deodată a bătut cineva în tronul Domnului, da, a făcut cu piciorul acolo și au început să se zgâlțe lucrurile și oamenii au început în sfârșit să se trezească. Însă după ce biserica s-a trezit, întrebarea este: spune-mi ce să fac! Și Biblia ne vorbește clar și vreau să citesc din 2 Petru capitolul 3. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Wow! Incredibil! Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori plini de bagiocori, care vor trăi după poftele lor. Și vor zice: unde este făgăduința venirii? Căci de când au adormit părinții noștri, tot sau toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adin se fac că nu știu că odinioară erau un ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înnecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin ce? Prin același cuvânt. Pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Stăm așa câteodată să ne gândim, oare medităm la lucrurile astea, de câte ori vin la Oradea, îmi place, zic, bă, ce-mi place orașul ăsta, bă, cum se modernizează, dar stai vreodată să te gândești că toate vor arde? Îți imaginezi vreodată că omul tot încearcă să recreeze raiul și Dumnezeu zice, ăsta nu erau eu pe care eu îl vreau pentru voi. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un... Deci nu se va da pe televiziune, nu se va da pe media. Domnul nu-i ca pocăiții care când fac ceva aruncă pe media. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va... Versetul 11 și versetul cheie, 11 și 12 al predicii de astăzi. Deci, fiindcă toate, haideți să-l citim împreună. Deci,
Fiindcă toate aceste lucruri au să se... Ce fel de oameni ar trebui să fiți printr-o purtare... Stați să luăm versetul împreună. Așteptând venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Amin. Îmi place că Scriptura este o carte practică, este cartea vieții, cea mai tare carte care am citit-o vreodată și e singura care m-a transformat. Îmi aduc aminte că tatăl meu mi-a pus de mic cărți în mână și uram cărțile, dar mai târziu am început să le iubesc pentru că mi-am dat seama că așa numitele sau cărțile sunt mentorii tăcuți. Cine nu citește, nu crește. Însă avem o carte a cărților fără de care nu putem trăi. Se numește Biblia sau Sfânta Scriptură. Îmi place că Apostolul Petru, ca și Apostolul Pavel, în îngrijorarea lui pentru biserica din vremurile acelea și văzând prin Duhul vremurile care au să vină, spune, vă scriu a doua... Nu sunt eu. Vă scriu, am văzut foc, că am și eu tot foc. Adina, ia cheia. Vă scriu... Spuneți, Petru, vă scriu ca să vă trezesc mintea. De ce? Pentru că mintea poate să adoarmă. Mintea poate să amorțească. Știi că atunci când eram în lume ne amorțea mintea cu alcool, dar acum știi că se amețește mintea cu altceva. Mintea se amețește cu știri de la TV, cu Instagram, cu TikTok, cu Facebook, cu... Mintea se amorțește. Stai acolo și dai din degețel 5, 6, 7 ore și ești... Și Apostolul Petru vine și spune, vreau să vă trezesc mintea prin înștiințări. De ce? Pentru că lucrurile acestea au să se întâmple. Nu este o posibilitate, nu e un poate, este cu siguranță așa. Dumnezeu, care odată a nimicit lumea prin apă, a doua oară o să facă prin foc. Toate trupurile vor arde, tot pământul va arde, totul va arde. Și atunci întrebarea e, Doamne, cum să ne scăpăm? Ce să facem? Și zice, întrebarea nu e bună. Ce trebuie să fiți? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și îmi place că Apostolul Petru ne dă două versete din care desprindem trei principii. Trei principii foarte, foarte, foarte tari. Primul lucru care ne-l cere Scriptura este să avem o purtare sau o conduită sfântă și evlavioasă. Al doilea lucru care Dumnezeu ne-l cere aici este așteptând. Eu te întreb, tu mai aștepți venirea? Mi-aduc aminte când m-am întors la Domnul, erau vreo două, trei surori, mai în vârstă așa și toți strigau, Maranata, vine-o Doamne Iisuse! Și eu ziceam, nu Doamne, nu veni, că vreau să mă însor și eu. Vreau să trăiesc viața, vreau să mă bucur de viață, vreau să îmi fac și eu o slujire, vreau să predic Evanghelia, mai stai puțin. Și ele, vine-o Doamne Iisuse, nu l-asculta. Femeile acestea l-așteptau pe Domnul. Deci primul lucru, suntem chemați să avem o purtare sfântă și evlavioasă, al doilea lucru să așteptăm și al treilea lucru să grăbim venirea Domnului. Eu vreau să te întreb, tu grăbești venirea Domnului? Crede-mă, sunt oameni care ar face orice să nu vină Domnul, pocăiți. Dar spun ceva, atâta timp cât nu vine Hristos, știi cine este stăpânul veacului acestea? Și cine-i Dumnezeu veacului acestea? Satana. În momentul în care Hristos vine, domnia Satanei se termină și el are... toate premizele sau toate dorința sau, cum să spun, toată așteptarea ca să împiedice venirea lui Iisus Hristos. Aș vrea să reluăm acest lucru, dacă acestea sunt cele trei responsabilități ale noastre, pentru că Biblia e o carte care te responsabilizează, Biblia nu e o carte care te minte, e singura oglindă care îți spune adevărul. Când te uiți în ea, Biblia îți spune exact cine ești, cum poți fi mântuit, cum poți fi iertat și cine te-a făcut și al cui ești și cui poți... Și unde poți să mergi? Biblia spune întotdeauna adevărul, dar primul lucru care trebuie să-l facem, să înțelegem, este că suntem chemați la separare. 2 Corinteni 6 cu 17, dacă mă poți ajuta. E greu cu tehnica. Spune acolo ceva foarte interesant. În 2 Corinteni 6 cu 17, haide să-l găsesc eu până... Cum? L-a găsit, da? De aceea, haideți să citim împreună, ieșiți și despărțiți-vă, zice Domnul, nu vă atingeți de ce și vă voi primi. Wow, incredibil, ieșiți din mijlocul lor, nu vă atingeți de ce este necurat. Știi câte conversații sunt necurate, știi câte filme sunt necurate, știi câtă muzică e necurată,
Știi câtă comunicare pe Instagram, pe Facebook e necurată și pocăiții copiii Domnului părtășesc cu ea? Știi câte glume, câte cârcoteli, hai să zic un banc bun, nu mă interesează, mă zidește, asta e prima mea întrebare. Când cineva vrea să-mi spună o glumă, îl întreb, mă zidește? Păi nu te zidește, dar știi, nu-i chiar așa porcoasă, e mai de pocăiți. Nu mă interesează. Mi-aduc odată aminte că eram în București, încă locuiam acolo și cineva ne-a invitat la un film, eram cu Adina, am intrat la film și după 3, 4, 5 minute numai înjurături și așa Duhul Sfânt mi-a spus, scoate-mă afară de aici. Și am spus, Adina, trebuie să mergem, nu putem să stăm, să fim înjurați pe bani. Ok, ești într-un autobuz, ești pe stradă, te înjură cineva, nu ai de ales, nu e în controlul tău. Dar să plătești un bilet să fii înjurat, să plătești un bilet să stai în mizeria asta de cuvinte, nu e ok. Adina a mers, a cerut și banii înapoi, slavă Domnului, dar vreau să înțelegeți ceva, Duhul Sfânt este sfânt și El nu vrea să fie implicat în murdării. Biblia spune acolo în 2 Corinteni, dacă ieșiți din mijlocul lor, dacă nu vă atingeți de ce este necurat, eu vă voi fi tată. Să știi că Dumnezeu este un tată care are condiții. Domnul Hristos este un domn care are condiții, spune, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, să vină după mine. Nu poți fi creștin, nu poți fi pocăit doar așa că vii la biserică. Trebuie să îndeplinești condițiile. Eu am o întrebare, credeți că Domnul Hristos a îndeplinit condițiile? Pe pământ? A fost mielul fără cusur, separat. Prima chemare care noi avem este să fim separați. Proverbe 4:23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea, din inimă. De ce să o păzești? Pentru că ce pui în inimă va determina parcursul vieții tale și chiar veșnicia. Sunt atât de inconștienți și ignoranți unii copii ai lui Dumnezeu, pun în mintea și în inima lor lucruri stricăcioase și se așteaptă mâine. Ce se așteaptă? Să rodească neprihănire. Erau tineri, mi-aduc aminte când Adina lucra cu tineri în Baia Mare, veneau la ea și spunea, Adina, suntem în depresie, ne-e frică să dormim noaptea. Și prima întrebare era, la ce filme vă uitați? Păi la de-astea cu vampiri. Deci tu pui întâlnăric în inima ta și vrei să se ceri lumină, nu ai cum. Ești chemat să te separi. Prima chemare care ne face Petru este de separare. Sunt oameni care sunt în depresie acum, știi de ce? Pentru că de dimineața până seara stau la știri. Și nu uita că prințul văzduhului sau al undelor media este diavolul. Diavolul o să se asigure că la știrile tale, la televizorul tău, la Facebook-ul tău, acolo pe știri o să ajungă exact știrile care te bagă în groază și care aduc frică și care aduc panică, nu știrile care îți dau speranță. O singură carte de speranță, asta e, aici sunt știrile cerului. Fii separat, Dumnezeu ne cheamă la separare. Ho, lăudați să fie Domnul. Îmi place cum spune aici, printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Cu alte cuvinte, printr-un comportament adaptat sau aliniat cuvântului meu și printr-o purtare care mă reflectă pe mine. Mi-aduc aminte, nu e ușor să fii pus deoparte, mai ales în viața de sportiv. Și mi-aduc aminte, dimineața mă gândeam la campioana, cea mai mare campioană a gimnasticii românca noastră, Nadia Comăneci, care a luat primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice și a repetat încă de 9 ori performanța. Eu vreau să vă întreb, credeți că Nadia s-a prezentat la Montreal, a apărut acolo, sunt Nadia Comăneci din România, nu prea m-am antrenat, nu mi-am făcut treaba, nu mi-am făcut partea, n-am ascultat de antrenori, dar lăsați-mă totuși să încerc să vă arăt cam ce pot eu să fac. Viața ei a fost o viață de sacrificii, o viață de punere deoparte. Când alții mergeau în discoteci, când alții mergeau în cluburi, ea era la antrenamente, ea plătea prețul. Avea o viață de separare pentru o coroană care se veștezește. Cu atât mai mult noi suntem chemați să aducem acel 10 perfect pentru regele nostru. Dar trebuie să ne separăm printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Când oamenii se uită la tine, cu cine te pot asemăna? Era un tip mândru la biserică și zice, băi, de câte ori se uită ăștia la mine, zici că semăn cu nu știu ce actor. Wow, ce compliment frumos! Dar cu Hristos semeni? Oare când se uită soția la tine, îl vede pe Iisus? Oare poate să-ți spună soțul, draga mea, mi l-ai arătat pe Hristos anii ăștia, când eu am fost un frustrat și un nemulțumitor, tu mi l-ai arătat pe Hristos? Oare pot copiii să se uită la tine să zică, tata, îl văd în tine pe Iisus?
Oare pot colegii de școală sau prietenii care se întâlnesc cu tine să zică despre tine: da, omule, tu ești pus deoparte, tu ai făcut o alegere. Eu îmi doresc ca noi să luăm această alegere și decizie în dimineața asta, să ne punem deoparte pentru Domnul. Amin? Pentru că oamenii care sunt cu adevărat copii ai lui Dumnezeu au aceste trei elemente. Primul este punerea lor deoparte, separarea, conduita lor. Este o conduită care arată tot timpul înspre Domnul Iisus Hristos. Al doilea lucru care suntem chemați este să așteptăm, dar e o așteptare activă. În Tit 2, de la 11 la 13, spune ceva interesant. Pentru că aceste lucruri se leagă, să știți că Apostolul Petru, inspirat de Duhul Sfânt, n-a scris niște puncte acolo de predică, că nu-l interesa să predice. El a dat niște chei ale trăirii creștine, a dat niște chei ale propășirii sau succesului, dacă vreți să-i spuneți așa în termeni mai seculare, dar în împărăția lui Dumnezeu. Și fără cheile astea nu putem deschide cerul. Al doilea lucru care ne spune este că suntem chemați să așteptăm și îmi place ce spune în Tit 2 de la 11 la 3. Hai să vedem dacă găsim. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să o... Hai să citim împreună. Ne învață să o... Cu păgânitatea și cu... Și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, versetul următor, așteptând împreună, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Incredibil! Incredibil! Cum să aștepți? Cum să aștepți? Să aștepți în felul ăsta? Harul te învață să rupi cu păgânitatea. Vreau să-ți faci o evaluare astăzi, să vezi în ce domenii încă domnește păgânismul în viața ta. Credeți-mă, sunt pocăiți care nu sunt pocăiți, sunt bisericile pline de creștini care nu-s născuți din nou. Sunt oameni care și acum mă întreabă pe unde merg: frate, ce fain ai predicat. Totuși, întrebarea, în ce zodie ești? Sunt oameni care se închină la horoscop, se închină la astre. Dumnezeu știe la ce mai merg, la vrăjitoarea din sat, și să cred pocăiți ai Domnului. Dar păgânitatea nu stă numai în vrăjitorie, păgânitatea stă în orice lucru care deviază de la cuvântul și principiile lui Dumnezeu. Orice mentalitate seculară care nu este acordată cu cuvântul lui Dumnezeu este păgânitate. Mă gândeam la Domnul Iisus Hristos când s-a întors la Petru și Petru îl oprea: Doamne Iisuse, să te ferească Dumnezeu să te duci la cruce. S-a întors Domnul și a zis: da, poia mea, Satană! Dacă era în biserica noastră, Tibi îl puneau ăștia deoparte pe Domnul Iisus. Corect? Punea comitetul deoparte, ai vorbit prea dur cu Sfântul Petru. De ce? Pentru că gândurile tale sunt gândurile celui rău. Îmi place ce spune aici, că întotdeauna sfințenia este legată de venirea Domnului. Un om care este sfânt întotdeauna așteaptă pe Hristos să vină înapoi. Spunea Martin Luther: îl aștept pe Domnul și abia aștept să vină. Dar dacă mâine ar veni Hristos, astăzi aș planta un pom. Cu alte cuvinte, în timp ce îmi fac treaba, în timp ce alerg pe calea mea, în timp ce ajut pe alții, îl aștept pe Domnul, am o așteptare activă. Eu vreau să te întreb, tu îl mai aștepți pe Domnul Hristos? Cântau echipa de închinare, Dodo, mai înainte, un cântec așa foarte, foarte frumos, niște versuri, e un cântec românesc ăsta? Da, se vede că e românesc, e printre cele mai bune din tot ce ați cântat voi. De ce? Pentru că exprimă dorința aia după Domnul Iisus Hristos, că așa au început românii. Românii, la începuturilor, au fost un popor care au tânjit după Dumnezeu. Vă aduceți aminte anii din comunism, când pocăiții se rugau, când securitatea urmărea și toți strigau: Maranata, vină Doamne Iisuse! Ei, după ce ne-a lovit democrația, frate păstor, nu mai strigă frații, vină Doamne Iisuse, strigă altceva, să vină Europa, să vină America, să vină Anglia, să ne ia și pe noi Marea Britanie. Ce s-a schimbat între noi, fraților? Ce am pierdut? Știți ce am realizat? Că un om care n-așteaptă venirea Domnului începe să regreseze. Nu se sfințește. Pentru că sfințenia e legată de așteptarea venirii lui Dumnezeu. Sunt două părți care merg împreună. Îl aștepți pe Domnul, te sfințești. Nu îl aștepți pe Domnul, începi să regresezi, începi să păcătuiești, începi să cotești, cum zic moldovenii, la dreapta sau la stânga, după cum îți place ție. Îmi place să spune în 1 Ioan, spune: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm, atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță după cum El este curat. Vezi ce te curăță? Nădejdea așteptării
nădejdea venirii Domnului Hristos. Dacă tu nu aștepți, știi ce zici? Am timp, pot să păcătuiesc, că mâine mă pochez și eu de la început. Dar când trăiești într-o așteptare continuă, eu vreau să vă întreb, în ce categorie vă vedeți astăzi, dacă v-ar întreba Domnul sincer? Ioane, evaluează-te azi. Ești în cele 5 fecioare înțelepte sau în cele 5 neînțelepte? Este candela ta plină sau este candela ta goală? Pentru că îți spun, dacă nu-L mai aștepți pe Hristos, crede-mă, nu numai că regresezi, dar ești în pericol să cași și de la credință. Eu știu foarte mulți oameni care au mers 20-30 de ani tare pe calea Domnului și deodată nu L-au mai așteptat pe Domnul, pentru că privirea lor, în loc să o țină spre cer, au început să o dețină spre pământ. Cum îl aștepți pe Dumnezeu? Ești una din fecioarele înțelepte, întreb din nou, te pregătești? Ești pregătit? Dacă Dumnezeu ar veni în seara asta, mi-aduc aminte o poveste din New York cu doi oameni, unul bogat, altul sărac. Ăsta săracul a decis să dea tot săracilor și ce înseamnă tot? Tot timpul lui să-l pună în slujba bisericii și a lui Dumnezeu. S-a prezentat la biserică și a zis, frate păstor, eu n-am nimica, dar am timp. Și timpul meu, care e viața mea, vreau să o pun în slujba lui Iisus Hristos. Ce bine că avem nevoie de un om care să lucreze cu săraci din New York și nimeni nu vrea. Pe de altă parte, era un om bogat care era super, super talentat, super extraordinar în toate deciziile care le făcea. Toată ziua lucra câte 18 ore pe zi și când venea acasă lucra, toată viața lui era în control. Deja începea să se îmbogățească din ce în ce mai tare și într-o seară venind acasă, a ajuns târziu, destul de târziu, soția zice, nu vii? Și zice, încă puțin, draga mea, și voi veni. Mai e puțin și voi da marea lovitură. Și în timp ce stătea și lucra la calculator, în timp ce își controla toată viața lui, puf, o venă la cap a pleznit și a căzut acolo cu capul jos. Bogat a fost îngropat cu mare fast, săracul în slujirea lui a fost omorât de unul din copiii străzii și a murit și el. Amândoi au fost duși la cimitir și pe crucea săracului au scris sărac. Pe crucea bogatului au scris bogat. După lăsarea serii a venit îngerul Domnului, a șters repede crucea bogatului, ce a scris acolo și în loc de bogat a scris nebun. La ce-i folosește unui om să câștige toată lumea și să-și piardă sufletul? S-a dus și la sărac și a șters și în loc să scrie sărac, a scris bogat în Hristos și în fapte bune. Eu vreau să te întreb, tu-L mai aștepți pe Domnul? Și dacă L-aștepți, cum L-aștepți? Ești pregătit să ai umplut candela cu ulei? Pentru că nu va fi vreme atunci. Al treilea lucru care ne-l cere Scriptura, Apostolul Petru zice, așteptând și grăbind. Vedeți că ele sunt ca un lanț. Nu se poate una fără alta. Suntem chemați la evlavie, o conduită, o viață sfântă, așteptând venirea și grăbind. Ei, eu vreau să te întreb, oare putem să grăbim venirea lui Dumnezeu? Matei 24:14 spune, când această Evanghelie va fi propovăduită până la... Puțin mai tare! Puțin și mai tare! Atunci va veni sfârșitul. M-a întrebat cineva zilele trecute, frate, crezi că vine sfârșitul? Zic, e posibil, dar mai avem treabă de făcut. Vă spun ceva, prea mulți în pandemia asta s-au pregătit să moară. Dar eu vă chem să trăim. Avem o treabă de făcut, amin? Îmi zicea cineva, băi frate, dar gata, Evanghelia s-a provăzit pe la marginea pământului. Zic, prietene, sunt 1 miliard de hinduși. 1 miliard. Musulman, nu mai zic. Chinez, atei, care nu cred în Dumnezeu, nu mai zic. Ție ți se pare că noi am reușit să ducem această Evanghelie până la marginile pământului? Eu nu vreau să vă duc în eroare. Hristos poate veni oricând. Dar treaba noastră este să grăbim venirea Domnului. Nu știu de ce, că unii trăiesc ca și cum ar vrea să nu vină Hristos. Le place păcatul, le place lumea. Erau doi tineri care se jucau cu păcatul și la un moment dat, frate, vrea să ne botezăm, nu ne mai botezăm, că iar am păcătuit, iar ne-am dus în discotecă, iar ne-am dus în cluburi și la un moment dat păstorul supărat pe ei, le-a zis, mă, tinerilor, duceți-vă dracului și faceți-vă de cap și când vreți să vă pocăiți, veniți la biserică. Știu că e dur. Mi-aduc aminte când un pastor la biserică mi-a pus un Nou Testament, primul Nou Testament în mână și mi-a zis, Sani, dacă nu citești Scriptura, dracu te ia. Credeți-mă, sună dur, dar e un adevăr.
Pentru că dacă nu rămânem în aceste șine ale cuvântului lui Dumnezeu, o să deraiem. Noi trebuie să rămânem în Scriptură. Eu vreau să te întreb, tu grăbești venirea Domnului? Păi da, frate, dar e treaba păstorului să predice Evanghelia, nu-i treaba mea. Nu. E treaba păstorului să-ți predice Scriptura, să-ți predice Scriptura, să te învețe, să te echipeze. E treaba noastră să predicăm Evanghelia Împărăției, amin? La câți vecini ai spus în ultimul an de Hristos? La câte vecine le-ai dus un cozonac și ai spus, uite, cu dragoste de sus, de la etajul superior, atâta trebuie să-i spui, chiar dacă ortodox se înțelege. La câți copii le-ai spus de Iisus, la câți copii ți-ai luat timp să stai cu ei de vorbă și să le spui, uite, Iisus Hristos nu e o poveste, e adevărat, vine din nou. La câți tineri din anturajele tale, fostele tale anturaje sau fostele tale găși le-ai spus de Hristos? Avem trei lucruri de făcut ca să rămânem pe cale. Apostolul Petru vine și spune, vreau să vă trezesc mintea pentru că sunteți amorțiți. V-a amorțit COVID-ul pe unii, panica asta de COVID i-a nenorocit. Îmi spunea cineva, seara îmi pun mâinile pe piept și aștept să mor. De ce? S-ai terminat lucrarea? Ai făcut ucenici? Ai ridicat generația următoare? Ai predicat Evanghelia? Nu hotărăști tu când mori, Dumnezeu face asta, tu ai o treabă de făcut, amin? Aleluia! Aș vrea ca biserică să ne trezim, să fim activi, să nu ne lăsăm. Acum, întrebarea este, ok, frate, am înțeles, suntem unde suntem, e important ce facem, dar mai important ce suntem, pentru că ce facem curge din ce suntem, dar unde să încep? Și stăteam dimineața și mă gândeam și mi-am adus aminte de povestea Apostolului Pavel pe mare când era să naufrageze în Fapte 27, vă aduceți aminte? A plecat pe mare, apostolul zice, mă, oameni buni, hai să iernăm aici, ăștia nu, s-au crezut mari corăbieri. Au luat-o și au mers mai departe și la un moment dat a început o furtună, Euralachion, nu, Euraclion, parcă îi spune, dar o furtună pe Marea Mediterană care le-a pus viața în pericol. Și prima, cum să spun, instrucțiune care apostolul Pavel o dă, care a fost? Aruncați tot ce nu-i necesar afară din corabie. Ei, în dimineața asta vreau să vă chem să aruncați tot ce nu-i necesar afară din corabie. Nu știu ce lucruri ascunzi acolo, dar știu că România au boala asta să adune lucruri. Băi, omule, nu există națiune pe pământul ăsta, deci suntem niște strângători fantastici. Dacă intri în cămara la o femeie, are lucruri acolo de 30 de ani care nu le-au purtat și tot le ține că crede că într-o zi o să le poarte. Mi-aduc aminte de bunica mea. Avea 3 haine noi, o zis că ăștia le port, o murit și tot nu le-au purtat. Nu mai zic de cuie, dacă te duci de bara la bărbață, îi jare. E mai rău ca la doamne. Cuie, table, sârme. Oare câte lucruri din astea care nu ne sunt necesare sunt în viața noastră și ne țin din a avea acea conduită sfântă, din a-L reprezenta pe Hristos așa cum este? Oare câte trebuie să scoatem din viața noastră? Eu vreau să te provoc să bagi inima, să bagi, scuză-mă, mâna acolo în inima ta. Știi că la un moment dat Domnul Hristos spune, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Eu de multe ori stau să mă întreb când vorbesc cu copiii Domnului, pentru că întâlnesc foarte mulți. În fiecare weekend altă biserică, altă generație, alți oameni și stau și când aud ce spun, eu rămân șocat. Mă întreb, oare omul ăsta a fi citit vreodată Scriptura? Pentru că e acolo multă curvie, e multă minciună, e multă idolatrie. Punem alte lucruri în locul lui Dumnezeu. Îmi spunea cineva, pentru copiii mei sunt gata să fac orice. Zic, e sigur? Zice, da, copilul meu e idolul meu. Zic, eu știu că Dumnezeu are un obicei, când ai idol în viața ta, îi zdrobește. Pocăiește-te. Afacerea mea, casa mea, alții au altă boală, biserica mea. Chiar? E biserica ta? Nu era Domnului Hristos? Câte lucruri sunt care le car după tine, ca femeia din București, ați văzut-o cu căruțul, de avea 60 de pisici în apartament și când au intrat, au venit ăștia de la, că nu mai puteau locatarii de miros,
când au venit să spargă pompierii, n-au putut să intre decât unul a intrat după ușă și erau munți de gunoaie. Pentru că femeia aia, timp de 40 de ani, a strâns de toate de pe pământul ăsta în căsuța ei. Și au venit ăștia și au început să scoată de acolo și a început să urle: lăsați-mi lucrurile în pace, lăsați-mi lucrurile în pace. Să dai seama pisicile ce era, nici nu-mi imaginez, nu știu cum au rezistat pompierii. Domnul să-i binecuvânteze. Dar să știi că Duhul Sfânt al Dumnezeu în dimineața asta vrea să facă curat în viața ta. Și nu știu care e cea mai mare provocare a ta, poate că îți iubești viața. Aș vrea să citesc o poveste scurtă despre Crisostom. El a fost unul din cei mai cunoscuți creștini ai timpurilor lui, în timpul romanilor, patriarh al Constantinopolului în secolul 4. Și se spune că la un moment dat credincioșia lui față de Dumnezeu a fost testată. Pentru că deja devenise foarte influent, predica Biblia în toate locurile, începuse să manifeste un devotament radical pentru Hristos, împărații romani nu găseau bine lucrul acesta și l-au confruntat și la un moment dat unul din împărați a venit la el și i-a spus: te voi aresta pentru că am auzit că ești cu adevărat creștin. Și a spus așa, că dacă nu te vei lepăda de Hristos, atunci te voi expulza din imperiu. Și știi ce însemna marginea imperiului? Ca și cum te-ar lua ăștia și te-ar arunca undeva prin Siberia. Răspunsul lui Crisostom a fost, la această amenințare a fost, că împăratul nu avea cum să facă acest lucru, să-l arunce afară din imperiu, pentru că lumea întreagă este împărăția tatălui său. Atunci a zis împăratul: am să-ți iau viața, nu știi ce putere am? Nu ai cum, pentru că viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Împăratul, ieșindu-și din minți, l-a amenințat cu pierderea averii și a zis: știu că ai bani mulți, o să-ți iau și pe ea. Sfântul a replicat cu neputință: deoarece comoara mea se găsește împreună cu inima mea în ceruri, în Domnul Iisus Hristos. Împăratul a mai făcut încă o încercare și ultima: atunci te voi izgoni și te voi izola, voi avea grijă să nu mai ai niciun prieten pe pământ. Din nou Crisostom a răspuns: nu ai cum, pentru că eu am un prieten de care tu nu mă poți despărți. Unde este comoara ta în dimineața asta? Este comoara ta în căsuța care ai făcut-o și e frumoasă? Domnul să te binecuvânteze, să te ajute să o termini, să-ți dea resurse, dar nu-ți lega inima de acea căsuță. Este comoara ta în copiii tăi? Ei, copiii într-o zi pleacă și o să rămâi singur sau singură. E comoara ta în soțul sau partenerul tot viață și el te poate părăsi. Sau poate pleca înaintea ta. E comoara ta în slujirea care o faci. Toate slujirile trec. Este comoara ta în mașina ta? Aveam pe unul la bloc în București, în fiecare dimineață ștergea mașina. Nu știu dacă v-am povestit. Și într-o zi când plecam la lucru la 6 dimineața, l-am văzut cum a trecut prin scară pe lângă mine în fugă și a alergat și eu m-am luat după el. S-a întâmplat ceva, vecine? Și striga: aaa! Știi ce era? Era o pisică pe mașina lui. O văzuse de la etaj. Comoara acestui om era în mașina lui. Am alergat cu el și am zis: ce s-a întâmplat? Am văzut pisica, a fugărit-o și a început să șteargă cu hainele mașina. De ce? Pentru că comoara lui era în locul nepotrivit. Unde este inima ta în dimineața asta? Îmi place răspunsul lui Crisostom. Împărate, nu poți să mă izolezi, nu poți să mă omori, pentru că eu am un prieten de care nu mă voi despărți niciodată. Tu nu îmi poți face niciun rău. Vreau să te întărești în dimineața asta și să-ți iei responsabilitatea trăirii unei vieți sfinte pe pământul ăsta. Amin? Oamenii din ziua de azi, care trec prin pandemia asta, au nevoie să vadă niște copii ai lui Dumnezeu cu adevărat dedicați, radical pentru Iisus Hristos. Amin? Niște copii care atunci când vorbesc de Hristos, să vede în ei, în ochii lor, cerul, așteaptă venirea Domnului. Și niște copii de Dumnezeu care nu numai cu așteaptă, dar și grăbesc venirea Domnului. Ești unul dintre aceștia? Vrei să înțelegi că asta este chemarea care Scriptura ne face? Sau te-ai obișnuit să stai pe perfuziile știrilor, în loc să trăiești prin cuvântul ăsta care este Duh și viață? Ești tânăr, ai vise, pandemia ți le-a stricat. Îmi spunea cineva: mi-a stricat pandemia planurile. Îți spun ceva, dacă ai planuri împreună cu Dumnezeu, nimeni nu ți le poate strica. Aleluia!
M-a dat peste cap, pandemia mi-a dat peste cap afacerile, serios? Eu cred că cea mai tare afacere, cea mai tare chemare este să mergem împreună cu împăratul și să vestim Evanghelia. Nu există mai tare business decât businessul sufletelor. Îți spun ceva, dacă diavolul și Dumnezeu se bat pentru acela suflet, înseamnă că asta e cea mai mare comoară pe pământ. Cea mai mare investiție care o poți face. Trezește-te, biserică! Trezește-te, biserică! E timpul să ne întoarcem înapoi. Aș vrea să vă chem să vă ridicați și să facem o rugăciune împreună. Doamne Iisuse, în dimineața asta acceptăm cuvântul Tău ca reperul și singurul reper al vieții noastre. Haideți, spuneți împreună cu mine. Doamne Iisuse, acceptăm cuvântul Tău ca singurul reper în viața noastră. Și astăzi ne aliniem cu cerințele Tale. Vrem să fim separați și vrem ca Tu să ne fii Tată. Vrem să așteptăm cu nădejde venirea Ta. Și, Doamne, hotărâm să grăbim venirea Ta, pentru că vrem ca domnia celui rău să se termine. Iisuse, vino! Doamne, vino! Tu ești singurul rege! Tu ești singurul domn! Aleluia! Ia-ți câteva momente și cercetează-te și vezi ce este în corabia ta și ascultă îndemnul Apostolului Pavel, aruncați tot ce nu este necesar pentru călătorie. În călătoria spre cer ai nevoie doar de o inimă curată. Aruncă tot. Ia-ți câteva momente și lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți arate lucrurile la care trebuie să renunți.